6.953 de români sunt infectați cu virusul AH1N1, ceea ce este mai grav, acest virus a produs și 119 decese. Alte 7 cazuri de îmbolnăvire cu virusul AH1N1 și un deces la o persoană cu afecțiune cronică au fost confirmate de oficialii Ministerului Sănătății. Numărul total de îmbolnăviri confirmate oficial în România a ajuns la 6.938, iar cel al deceselor la 119. Un studiu realizat recent în Statele Unite ale Americii a arătat faptul că folosirea unei mâini și a unei substanțe dezinfectate pentru mâini poate reduce riscul de contaminare cu virusul pandemic cu până la 50%. Vaccinarea copiilor împotriva virusului AH1N1 se amână. Studiile clinice pentru copii încă sunt în derulare. Vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani contra gripei AH1N1 ar mai putea fi amânată cu cel puțin o săptămână. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale a Medicamentului, studiile clinice pe copii sunt încă în derulare. Imunizarea copiilor nu va începe în prima săptămână din luna februarie, așa cum anunțase inițial Ministerul Sănătății, ci la o dată care va fi anunțată ulterior. Imunizarea micuților se va face cu acordul părinților în multe școli, cerându-se deja înscris semnătura acestora. Copiii trebuie supravegheați mai bine decât adulții după vaccinare, deoarece fac febră puțin mai mare, sunt mai reactivi. Patinoarele din țară au fost verificate la sânge de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 3 dintre acestea au fost închise temporar. Neconcordanțe între tariful afișat și cel înscris pe biletele eliberate, spații unde clienții riscă să se accidenteze și lipsa tarifelor percepute pentru închirierea echipamentului sunt principalele nereguli găsite de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului în urma controlelor făcute la 51 de patinoare din țară. De exemplu, la un patinoar nu erau afișate tarifele pentru o oră de patinaj, iar la altul nu era anunțat cât costă închirierea echipamentului. La unii operatori economici nu erau asigurate dotările corespunzătoare pentru prestarea serviciului. Mocheta din zona de acces în patinoar era deteriorată, spațiile și dotările prezentau riscul accidentărilor, grupurile sanitare erau neîncălzite, lipseau stingătoarele de incendiu sau erau în afara termenului de valabilitate. Comisarii ANPC au mai constatat neafișarea la loc vizibil a informațiilor privind condițiile de închiriere a patinelor și neconcordanțe între tariful afișat și cel înscris pe biletele eliberate. Au fost verificate 51 de patinoare din toată țara, depistându-se abateri la 26. S-au aplicat 12 amenzi contravenționale în valoare de 21.400 de lei și 14 avertismente. 3 patinoare au fost închise temporar din cauza neregulilor găsite. Dacă sunteți nemulțumiți de serviciile de pe patinoare, puteți să sunați la numărul de telefon 021-312-1275 sau să trimiteți o reclamație pe adresa de mail office@anpc.ro. Potrivit unei ordonanțe de guvern de la 1 august, va intra în vigoare rovineta electronică. Noul sistem nu va majora cuantumul rovinetei. Sistemul electronic de emitere și control al rovinetei va intra în funcțiune începând cu data de 1 august 2010, în urma unei ordonanțe aprobate de guvern. Șoferii care și-au achiziționat deja rovinetele pentru anul 2010 le pot folosi până la expirarea perioadei de valabilitate. Noul sistem nu va majora cuantumul rovinetei. Bugetul pe anul 2010 și clarificarea situației instituțiilor de cultură au reprezentat principalele puncte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Dâmbovița. Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii 7 proiecte de hotărâre și nu a lipsit nici punctul diverse. Primele 2 puncte de pe ordinea de zi au avut în vedere repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2010, precum și aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor financiare finanțate din venituri proprii sau subvenții de la bugetul local, bugetului împrumuturilor interne și externe și a bugetului finanțat din venituri în afara bugetului local la Consiliul Județean Dâmbovița pe anul 2010. La punctul 3 s-a adus în discuție aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sistem centralizat de canalizare, stație de epurare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Tărtășești, sat Tărtășești, județul Dâmbovița și aprobarea
asigurării cofinanțării pe toată durata de realizare a acestui obiectiv de investiții. Ultimele patru proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au avut în vedere aprobarea strategiei culturale pentru anul 2010, înființarea Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, transferul Filarmonicii Muntenii a Târgoviște din subordinea Consiliului Județean Dâmbovița în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, precum și atribuirea în folosință gratuită a clădirii parter plus un etaj din municipiul Târgoviște, Bulevardul Mircea cel Bătrân, numărul 12, către Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița pentru înființarea Centrului de Prevenire a Criminalității la nivelul județului Dâmbovița. Aceste proiecte se pare că le-au dat mari bătăi de cap consilierilor județeni, părerile fiind împărțite. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Mai bine de două ore, turiștii au rămas blocați în telescaun. Sindicaliștii din administrația locală cer păstrarea locurilor de muncă și a drepturilor salariale. Printr-o ordonanță de guvern, șomajul tehnic se va menține și în anul 2010. Taxa fast food va scumpi mâncarea cu 20%. Medicamentele se scumpesc de la 1 aprilie. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă, așa poate fi caracterizată legea unică a pensiilor. Pensionarii vor primi bilete de tratament în funcție de punctaj. Numărul îmbolnăvirilor cu virusul AH1N1 se apropie de 7.000. Vaccinarea copiilor împotriva virusului AH1N1 se amână. Patinoarele din țară au fost verificate de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. De la 1 august va intra în vigoare rovineta electronică. Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit în ședință extraordinară. Acestea au fost știrile Partener TV. În continuare, rămâneți la faza zilei și rubricile Sport și Meteo. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!